Moment cultural inedit la Prefectura Vâlcea. Pe holurile instituției a răsunat în aceste zile muzică de operă, iar picturile unor artiști plastici cunoscuți în județul Vâlcea au fost așezate la loc de cinste, chiar la intrarea în sediul prefecturii. Totul a fost pus la cale de prefectul Florian Marin și subprefectul Aurora Gherghina, care au dorit astfel să-și exprime recunoștința față de Camelia Clavac, soprana care a reprezentat cu succes România pe marile scene din Europa. Evenimentul cultural dedicat Cameliei Clavac a fost urmat de vernisajul unei expoziții de pictură ce cuprinde lucrările unor artiști plastici locali care au contribuit la promovarea județului Vâlcea. Momentul artistic a fost precedat de un altul, la fel de emoționant, atât pentru gazde cât și pentru soprana Camelia Clavac. Prefectul Florian Marin i-a înmânat artistei o plachetă de onoare, în semn de apreciere pentru rezultatele obținute la toate concursurile naționale și internaționale. Acum vreo două luni de zile ne gândisem, pentru că doamna Camelia Clavac participase anterior la câteva evenimente, chiar în holul prefecturii, ne-am gândit, dumneavoastră având un număr foarte mare de premii naționale și internaționale, să-i dedicăm un moment. Acum vreo două săptămâni de zile, cu doamna subprefect și cu colegul meu, cu domnul consilier Poncioiu, am convenit că ar fi cea mai potrivită această perioadă să-i oferim într-un mod simbolic o plachetă de onoare pentru întreaga dumneavoastră activitate. Sunt emoționată și onorată. Și sigur că fiecare artist, mai mic sau mai mare, se simte bine atunci când comunitatea îl apreciază. Eu am simțit asta de când am rămas aici în Râmnicu Vâlcea. Sunt vâlceancă, dar liceul am terminat la Craiova și sigur că mai puțin am venit în Râmnicu Vâlcea. Dar vreau să vă spun că sunt onorată și le mulțumesc domnului prefect, doamnei subprefect, domnului primar pentru buchetul de flori care mi l-a trimis în dar. Chiar domnului consilier Dulescu întotdeauna au fost aproape de noi și solicitându-le și rugându-i să ne ajute în micile probleme sau organizare de evenimente pentru diverse concerte, au fost foarte voitori și simt că în Râmnicu Vâlcea se face cultură prin Carmina Burana, care a fost un eveniment de mare ținută, zic eu. S-a văzut, de fapt, publicul care a onorat această seară minunată. Eu cred că Vâlcea are mult de spus în cultură și oameni cu totul extraordinari. Și cu convingerea că vor fi premiați foarte mulți oameni de cultură din Vâlcea, felicit absolut pe toată lumea care încearcă să ofere un sprijin de suflet fiecărui artist, pentru că te simți bine. Mulțumesc mult râmnicenilor, mulțumesc publicului și mulțumesc dumneavoastră că ați fost alături de noi. Melomanii prezenți la eveniment au avut parte și de niște acorduri cromatice, zeci de lucrări ale unor artiști plastici consacrați care au promovat județul Vâlcea ori de câte ori au avut ocazia, dar și picturi ale unor elevi talentați din Râmnicu Vâlcea au fost expuse pe holurile prefecturii. Artiștii vâlceni vin cu o expoziție intitulată sugestiv Acorduri cromatice, ca să întregească momentul unic de omagiere a divei noastre, Camelia Clavac. Artiștii plastice spun lucrări cu reprezentări figurative, non-figurative, decorative. Expoziția este eterogenă, dar numai puțin valoroasă. Invităm publicul vâlcean, iubitor de frumos, ca să vizioneze această expoziție. Un îndemn la meditație, la statornică bucurie. N-aș putea să spun care e mai frumos. Prima dată mă duce mintea la caii domnului Medvedov,
Apoi pictura aceea pe coajă de ou a fostului nostru coleg, doamna domnișoara Coamei și cu piesele acestea și chiar ziceam aceea din mijloc și cele de acolo, că de-aia mă și dusesem să le văd așa ceva impresionist, ceva, mă rog, la cât mă pricep eu, nu... Oricum, sunt toate, doamna Trușcă iar are niște piese frumoase, niște tablouri frumoase, toate sunt frumoase, toate sunt frumoase, fiecare în felul. Lucrările artiștilor vâlceni vor rămâne expuse în holul prefecturii Vâlcea până la începutul lunii decembrie a acestui an.